Prima zi alături de fotbaliștii CFR-ului se apropie de final, însă după niște tatonări pe care deja le-ați văzut, Loli în postura de atacant trece la atac, direct la capitan. Dar capitanul este fundaș de meserie și totul seamănă deja cu un duel de Liga Campionilor. Ce ce puțin trebuie? Ce ți-ar trebui? Mare. Cât de mare? Vrei să scrie, vrei să scrie pe el CFR, aia este plus? Păi da. Fac din plăcere, fac ceva unicat, fii atent. Asta e cuțit din, deci tot din fier, nu este nimic. Mhm, am înțeles. Asta e mânerul. Da, da, da. Are și un arc, înțelegi? Aici va scrie așa. CFR. Facem un end ca du. Și dacă vrei să pun și anul acesta sau anul de înființare CFR, este 50 euro plus asta. Asta este graură manuală la cald. Mm-hmm. Se poate la mărimea asta, dar și asta, orice arunci, dai cu ciocanul pe ea. Asta este normal, cuțit viking vânătoresc, pentru că nu se sparge, n-ai cum să-l distrugi. Dacă îl pui în foc, cumva îl uiți, nu are lemn plastic pe el, nu se strică. Pot să mai fac o chestie? Bun. Asta este tot o chestie viking, aici va fi așa. Dar spun, faptul că te uiți cum fac, pui așa ceva. Spuneți pentru comanda care este valabil. Mărimea, spunem, în lungime. Asta. Da, așa. Uite, asta, fii atent, fii atent. Asta, da, 50. Da, 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 stai puțin. Unul de asta, normal, este la comandă 100 euro. Ai 100 euro, 100. Fii atent, asta. 100, da. Stai așa. Cadu, eu nu fac cu tine, nu vorbesc, că nu suntem copii. Ăsta poate să fie la 25 cm, ăsta e 100. Hai pentru tine să fie, nu 100, 70 euro. Tu când o să vezi cât muncesc să fie bibelou așa artă, o să-ți pui, nu Loli, poftim 100. Pentru că eu nu cumpăr de la chinez și zic dau la cadou. 100 de euro. Bun, bun. 100 de euro. Ăsta mare e 200 de euro. Cam, deci, jur. Cam scump. Bun, nu-i bai, dacă nu-ți place, nu-l ieși și ți-l dau gratis. E ok? Dar numai unul vreau, sau asta, sau asta. Care zici tu? Hai, facem asta, pentru că este mai lungă, cu 3 cm, îți spun ce te costă, 3 beri în plus, corect? Bravo! E bine? Da, da, e bun, okay. Bun, ceva avans, trebuie să cumperi oțel, material. Avans? Avans. Eu dacă nu fac mâine cuțit, ascultă-mă. Și mâine restul. Da? Dacă nu fac mâine cuțit, mă asculti? Da. Atunci dau dublu. Bravo! Dau dublu, la mine mustiață, ok? Păi oameni cu bani, dacă dai un obiect frumos, faci ceva, chiar o să mă țin de cuvânt să le fac o chestie care să fie, să intre în istorie. Primul țigan Gabor care face niște chestii la echipa CFR. O minge se poate să-l fac pe Vasile la tenis. Da, cum să nu? Sâmbătă. Ok, okay, mersi, mersi, mersi. Îmi dau pe Cadu să place capul cu tine și Vasile să fie unul. Dă-mi unul care nu știe. Lo, ce idee am eu, dar e un pic... Tu joci în spate, nu? Sau în față, unde joci? Deci îmi place să joc efectiv unde mă pune șeful, dar acum sunt șeful meu. Vreau să-l fac, domnul Andone, să vedeți mă Gaborul ăsta cândva, chiar eu plăcut fotbalul, chiar acum mai am investiție grea. Dar ce, ce jucai? Atacat. Mijlocaș, mijlocaș, mijlocaș eram sincer. Ai cu ambele picioare, cu stângul, da, cu da, da, da. Serios? Da, da, da. Ai și viteză, cred. Viteză am, dar acum nu am rezistență, sincer. La 105. Cum ar viteză la mea? Nu, 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 nu. Nu, nu s-așa mâncășos, nu. A doua zi la Leogang începe în aceleași tonuri de culoare și cu același sentiment de bine, dat de locurile de pe aici. Loli și Vasile au dormit bine, dar s-au trezit având o problemă medicală. Iar cum doctorul echipei e ocupat cu fotbaliștii, trebuie să găsească ei înșiși rezolvarea. Vasile! Da. Aici am două sticluțe undeva. Cu lupa le vezi, dacă ai lupă sau ochelari buni. Ce sticlă de bere? Ce sticlă? De ce sticlă? Cioburi micuți am călcat într-un loc unde s-o spart un pahar și nu mă tura bine, trebuie să dai cu aspiratorul, înțelegi? Aici am una în zona asta, dă-mă carioca dacă vreți, dacă vreți să fac hard. Aici și una aici în zona asta. Bește. Te doare? Mă ustură și mai ales când acolo nu am nimic. Dar e o farsecă. Du-te și spală-te pe picioare și eu încerc să ți-i spală. Adu-te apă și spală-te și piciorul. Cum să pun? Care bai mă spăl și piciorul? Eu să spăl ție picioare. Dar are ceva mă. Dar ce ești, Iisus? Doamne, hai, du-te și spalte dacă vrei. Și să știi că am și manicura. Ce mănuși vă? Mănuși, păi, un adevărat chirurg. Dar pui mâna pe mine cu mănuși, ales de chirurgie, ai nebunit la cap. Vrei să-ți scoți chestia aia? Du-te și te spalte pe picioare. Înainte să mă culc, când se relaxează mușchiul, nervul, mi se rupe inima, e o durere insistentă. Du-te și spalte și pe bune că încerci să-ți scoți. Du-te.
Da. Fiate. Namac. Nu cu ăla, mă. Dar ascultă, dacă am nevoie de copper guy, atunci cu ce copper? Dar lupii de parfum se dezinfectă, ți-ai spălat pe mâini. Da, da. Te-ai spălat pe mâini. M-am spălat, dar nici nu te ating cu mâna. Auzi, acolo ai o crăpătură mare și ceva albastru. Nu acolo. Uite, aici ai zona asta, până aici. Și acolo poate să fie. Stai așa. Hai să dau cu pic de dezinfectant. Ustură. Stai. Ustură. Mai dă. Mai dă. E senzația a fost plăcută când a fost căierece, știi? Nu mișca piciorul. Piciorul ăsta nu ți l-ai spălat, ține-l un pic mai încolo, așa. Asta e poziție bună. Mai în dreapta mea. Mai stânga. Acolo e undeva. Stai, aici e ceva cu pumn negru. Am găsit. Ăla, te rog. Stai. Te rog frumos, mă. Hai că-ți dau o bere. Taci acum. Ia ce fain e. Stai. Nu e acolo, mă. Mai stânga. Mai stânga. Aici ai. Ai. Nu mișca. Mă, nu-i acolo, aici. E zona asta, vezi? Dar tu vezi? Bă, eu simt, mă! Dă să mă uit acolo, acolo n-ai nimic, mă. Foarte serios, n-ai nimic acolo. Na, bine, ducem pușcă. N-ai nimic, mă. Uite, mă! Dar uite, arată-mi acolo unde vezi tu ceva. Nu striga, nu mai nervos. Să-ți dorm ăștia. Na, arată-mi unde vezi tu că ai avea ceva. Îl vezi acolo? Da, uite, stai. Stai, nu mișca. Ai. A, dar așa de mic e, mă. Mă, dar spun că nu te mi-ți ține acolo. Acum ai văzut? Dar ce mică e, mă. Să stea vreo două. Da, nu mișca. Simți? Păi. Asta nu mișca. Uite-l. L-am scos. Păi asta, foarte mic. Așa e. Păi, dar eu crezi că-s prost. Ăla a fost. Nu e ăla. Mai este unul. E ceva mic flipicios. Da, Megvan, uite aici, ai. Pe bune, măi, acolo. Acolo, exact. Nu, puțin mai la dreapta. Încet, puțin mai la dreapta, mai spre mijloc. Acolo. Dar nu mișca așa de repede, că pe bune îl văd. Uite. Acolo e. Uite. Nu mișca, pe bune, că e negru, mic și urât. Dar cum dracu, acum au fost, acum nu... Hai, Gvan. Nu mișca. Trebuie să deschid un pic. Stai, ține degetul acolo. Stai. Ba, mușca asta un pic. Mușca hârtia. Un pic, acum o să te doar. Nu mișca! Na, relaxează-te un pic. Dar relaxează-te bine, un pic împinge așa piciorul. Na, păi dar nu te mișca, măi! Nu te mișca, pe bune! Dar dacă miști, măi, dar nu poți să lucrezi așa. Măi, dacă stracula cu piciorul ăsta, bărlau... Măi, dar tu-mi pui, mă! Dar Filus caută cu lupa, sclipește-i sticlă! Nu-i sticlă. Măi, dar rău e să fii prost. Rău e să fii bolnav, Loli, dragă. Păi mai bine bolnav decât prost. Foarte puțin o să te doară. Loli, poate că e mai mișto totuși să-ți o ard un pic. Dar dacă simți durere, o miști, mă. Dar cu aia dai foc la lemn, dacă-i tare, mă. Tu vrei să-mi arzi piciorul. Vei fac un fel de cauterizare la început. Nu mișca. Acolo-i! Dar nu mișca! Bun. Acolo-i, dar încet. Nu. Nu mai e mult acum. Gata. Uite, pe cum îl simt că nu mai e. Uite aici, mă. E foarte mic, măi. Nu, cu lupa te uită. Nimeni nu poate să vadă decât cu lupa chestia asta. E o așchie paralelepipedică de formă triunghiulară. Da, mică, da, mică. Gata, important că ți-am scos-o. Bun, acum că problema s-a rezolvat, Loli și Vasile se pot alătura lotului lărgit al CFR-ului care se îndreaptă spre baza de antrenament. Ajunși aici, Andone ia o decizie. Profesioniștii se antrenează între porți, iar începătorii în spatele porții. Zbor, pâine, zbor! Dar sucaharantism, mai eu știu să fac. După acest antrenament, ușor, întreg lotul urcă în autocar și pleacă spre un alt teren pentru un amical. Loli și Vasile au fost anunțați că nu vor juca, dar asta nu înseamnă că stau degeaba. Așa că după o scurtă consfătuire, Loli dă primul său interviu în calitate de ofițer onorific de presă al clubului. Câte minute am pierdut? Vreo 10 minute deja. Asta. Păi, vrei tu pierzi timpul cu interviul și în loc să... Toată lumea trebuie să trăiască asta. De-aia am venit aici. Shhh,
În inimă. Fantastic. Cine om liber. Domnul, ăștia îmi par așa copii, tineri. E bună! Go, go, golu! Vai, 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 vai! Bene, tiri, tiri! Porca, mizeu! Hey, 11 metri! No, lasă că n-a fost, da. Nu-l lăsa, mă, că nu știe, nu vezi că nu știe. Nu-l lăsa! Calm, calm, hai, hai, calm. Acum! Vai, vai! Ah. Shit! Nu vine! Hai, hai! Ah. Hai, dar i-a furat-o, măi! Out. N-a vrut. N-a vrut, n-a vrut, că a fost timpul, deci a picat peste el, săracu. A, bravo, bine. Bravo, bravo. Hai, fain, ăla a fost joc periculos, la al nostru. Joc, a zis? Hai, a zis joc periculos, nu-s prost. Dar numai că la tine fără ajunge mai târziu, știi? Da, eu știu și la burlane, căldări, dar știu și fotbal un pic. Cam, bravo. Asta-i bravo, go, 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 go. Du-te, du-te. Ei, dar... Bine, dar nu-i nimica. Dă seama, frate meu, că vede poza asta cu Muri aici. În spatele meu, că-i fan Mureșan. Muri, moare, ce pădute, mă, ce strucaje. Foarte mare atenție la... Am unde am prins-o. Un țigan a fost lovit în cap de o minge, care a plonjat direct în creier și săracul a murit, a murit. Resuscitat, intervenții, nimic. Nu s-a mai putut face nimic. Dar e onoare să mor când joacă CFR. Asta e, mai ales la picioarele lor. Păi ce declarație de dragoste mai mare există? Așa că, domnule Pascani, domnule Iuliu Mureșan, vă recomandăm călduros să îi aveți în vedere pe cei doi în viitoarea campanie de transferuri. Sau cel puțin să-i faceți șef de galerie. Bine, bine, bine! Nu da gol, nu trebuia! Nu trebuia să dea Neandone. Din milă nu dădeam, pe bune. Deci eu nu marcam. De milă să nu dea gol. Deci eu din milă nu dădeam, pe bune. Cu ce rezultat s-a terminat meciul nu ne interesează. Ne interesează ce fac Loli și Vasile. Așa că în timp ce fotbaliștii merg la recuperare, băieții au de gând să-și onoreze promisiunea. Mai ales că au simțit că mai e loc de făcut niște bani. Bine, acum am studiat o viață întreagă ca să car geanta maestrului. Mi-a dat 50 de euro pe vorbă, mă, avans, să mă fac de rahat. Păi nu ne facem, dar împărțim banii, oricum, totul e 50-50. Pentru geanta aia? Nu numai pentru geanta, păi eu nu te ajut. Aici e bun, ăsta e locul. No, care un butuc, ceva lemne, fugi repede. Aduc acum după roabă. Vasile, mă, dar ce faci acolo, mă? Da. De, hai odată! Mă apuc să... Mi-a zis că mănânce scaune, tot. Nimic, uite, lucrez pe jos. Mă, dar astea sunt lemne, esență tare vreau. Este numai bradau. Acolo în spate este esență tare, câteva. Astea fix, fix. Mă, esență tare vreau. Esență tare capul tău. Ne, iartă-mă, ce om ghilău. Fii atent. Mă, esență tare. Nu au esențe tare ăștia. Esențe tare sunt numai în România, la noi, în Transilvania. Brad, totul e brad aici. În spate am văzut eu. Ești copil, dar nu m-am dus. Hai, am adus și hârtie. Hai să-ți dau mai cap. Hai cu mine. Băi, acolo. Du-te și adă tu până atunci, eu crăp lemnele. Esența ta. Dacă tu mi-aduci un lemn de esență tare... Îl mănânci. Eu îl mănânc. Băi, băi. Eu îți dau cu ceva în cap. Uite, esență tare, mă. De ce-ți baroc de bine? Că îți dau acum un picior în ce tine. Esență tare aia? Poftim. Cu cine vorbești tu? Te, mă, esența lui pește. Nu fă foc acolo! A zis că aici faci. Acum fac. Cutia pentru foc. Am adus lopată și șterg. Bă, cutia pentru foc o fac acum. Taci! Loli, Loli. Fii atent, floare îți fac, măi. Cal îți fac în două secunde. Nu mai fă mizerie, mă! Dar, bolon voci. Fii atent, cerc perfect. Mă, bag benzină pe foc. Mă, nu pune multă. Nu pun. Pune numai un pic de hârtie. Ajunge. Ajunge. Fugi cu el, ia. Că nu ne mai trebuie, așa-i? Du-te de acolo! Pirotehnistule! Adu benzina, băi! Cât intră în asta? 3 litri. 3 litri ăla. Mai pune. Hai, o vei plină. În clină. Mai, curăță-ți mâna. Hai că mă duc să aduc un pic de apă. După cum ați văzut, la hotelul de 5 stele din Leogang, Loli și Vasile au cotrăbăit peste tot să-și facă rost de ce aveau nevoie. Doar că austriecii ăștia sunt răbdători, domnule, până la un punct. De unde încep principiile? Hai,
No, 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 it's finished. You asked me yes. If I can give it to you. Ok, frau. Danke. Ce-i mai acum? Ea mi-a zis să vin aici și tot ea vine să zică că să nu mă duc în graj să iau ce vreau, să întreb prima dată. Corect, e corect. Păi da, da, tot mers să o deranjez. Eu mi-am luat exact ce-mi trebuie, ce trebuie maestrului. Cuțitul viking pentru aia e faimos și renumit, pentru că e lama și din lamă, tot din fierul ăla, din bucata aia, se bate și se îndoaie ca un fel de da, arc. Da, da, da. Am înțeles. Unde e cu numele lui Tadu? Pe lama sau pe mâne? Pe lama. Poate că, dacă Dumnezeu ajută să reușesc să fie faină, să-mi placă mie, poate reușesc să o spăiesc cu stariul și poți să spui că e din argint. Da, dar se duce la prima tăiere. Ce, mă? Ala. Dar nu-i vopsea, mă, la cal, staniu, mă, știi ce era staniu? Bine. Chiar dacă au fost un pic certați mai devreme, domnii ăștia austrieci care se ocupă cu turismul știu cum să fie gazde, indiferent de clienți. Din nou, exact ca la noi. Hei, fii atent, ne-au dus cafea afară, măi. Să-i totuși ce civilizat să... Thank you. Dacă ce? O cafea 50-50, jumatea mea, jumatea ta. Auzi, scoate aia și pilește. Unde pilește rotund. Partea rotundă? Hai mai repede că ne grăbim. Lama poți să o prinzi în mână. Ai dreptat. Nu așa, pune vârful cătălem. Aici? Vârful cătălem. Cum cătălem? Așa? Te bolon, te. Așa, uite, așa. Ah, bine, sau, bine. Așa, uite. Bine, bine, bine. Ok, dar și lemn poți să-l pun. Rotund, perfect. Aproximativ. Da, mai e mare îndemână. Băi, băi, împinge copila peste el, să ai cursă. Așa. Și înainte și înapoi. Șocolat. Ok. Ce, i-ai dat ciocolată? Thank you. I-ai dat de la mine? Ce are, de un om bătrân, mă. Ce, el ne-a dat ceva. Nici bună ziua nu ne-a dat. Ba, lasă, te o bătrân. Ce, mă, că ăștia sunt reci, mai. Ăștia nu-s ca noi. Așadar, faptul că până acum i-am tot lăudat noi pe austrieci nu înseamnă că nu au și ei hibele lor, punctate deja de Vasile și acum reluate de Loli. Spune că la noi, când vine cineva la deranj, salută și spune cum îl cheamă. No. Prezentire, Gabor Loli. Bă, Gabor Loli. Tu? Bă, ce ești? Vi-ai-s-du. Adolf Hitler. Bactalou. Bactalou. A zis că el e Adolf Hitler. Yes. Iagnau. Nu, asta a spus. Ce? Adolf Hitler. Ce de el? Deci, n-a vrut să-și traduc. You are him? What? Mi? Your name? Vihazdu. Adolf. Adolf? What Adolf? Adolf Paganini? Bine, Paganini. Adolf? Künzler. Problem, hören. Ach, mach du. That is okay. That's it. Okay. Lasă-l, băi, că ai dus cu pruta, n-ai văzut. Nu comentăm acest mic incident cu un ușor substrat xenofob și rasial, ci mai bine urmărim felul în care Loli și Vasile socializează prin Austria. Pune piciorul aici. Make your prior, your leg here. Ok, pune aici. Yeah, good. Nu, aici. It... Yeah, here. Eh? Ok, here. Ok. And half. My friend. Your name? My friend. My name is Mario. Mario? Ok. Marius. Loli. This is Ludovic. Romanian name. You are Romanian? No Romanian. Marius. Crazy. Marius, really? Ciao, Marius. Ciao. Cheers, Junga. Marius, bitte. Facebook, my name is Gabor, G-A-B-O-R-L-A-L-I, Lali. Okay? You please click friend, okay? Gabor Lali. Deci, pe viitor, dacă vreți să fiți prieten cu Loli, formula este simplă. Please click friend. Frați de cruce. Bun, dar cuțitul ăla îl terminăm și noi azi? Fii atent, mă. Să vă luați ce-a ținut, mă. Așa are o ținută faină. Hei, mă. Asta, de care faină? Pui așa, uite. Urmează la 50-50. Simbolic pot să-mi dai 200 de euro. Simbolic cu 200 de euro pe el nu mă supăr. Ai plecat și te-am lăsat să pleci, dar pe la porta mea să nu mai treci. Milioane de oameni își ucid copiii la modul în ghilimele, prin bătăi, prin pălni și aruncă televizoare și suntem foarte mulți. Pe bune! Nu plecați, revenim în câteva minute!